În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Iubiți credincioși, și iată-ne în plină desfășurare a unui anotimp deosebit, anotimpul în care se numără bobocii, anotimpul în care tragem linie și adunăm, vedem în hambare ce s-a făcut, vedem prin cămări unde sunt produsele pentru iarnă, care să ne treacă așa ca o corabie pe malul celălalt al unui an. În această toamnă, când parcă și cerul ne spune că Dumnezeu ne îngăduie cu o vreme deosebită și parcă ne șoptește că Dumnezeu ține și cu cel care nu s-a pregătit pentru iarnă, în această zi, numită Duminica 25-a după Rusalii, Sfinții Părinți au rânduit a ne pune în față o pildă cu totul și totul deosebită. Pilda samarineanului milostiv. În cei 18 ani pe care Dumnezeu mi-a rânduit ca să fiu în fața dumneavoastră, am întors această călătorie a unui om de la Ierusalim la Ierihon pe toate părțile. M-am așezat inclusiv sub copitele asinului cu care venea samarineanul ca să găsesc sensul acestui drum și iată că astăzi mi-am propus să vă vorbesc ceea ce nu v-am vorbit niciodată, despre cel căzut în mâinile tâlharilor. M-am vorbit ani de zile despre samarinean, despre atitudinea indiferentă a preotului și a levitului. Niciodată nu v-am spus că, vezi, Doamne, era preotul din Vechiul Testament, parcă noi preoții din ziua de azi facem altfel. Nu. Am încercat să fiu sincer de fiecare dată. V-am povestit și despre indiferența funcționarului, celui care era cu cheile de la recepția casei de oaspeți și v-am spus parcă ne și vedem în fața unui ghișeu și trebuie să așteptăm să vină ora 8, deși noi stăm de la 5 dimineața la coadă. M-am spus despre multe, dar nu v-am spus despre cheia care mi-a scăpat și mie până acum, acestei istorisiri a vieții noastre, de fapt. Și acest lucru mi-a venit în minte astăzi când, citind Sfânta Evanghelie, pentru a câteva mie oară, pentru că este și Evanghelia întâi de la Sfântul Maslu. Și dacă facem socoteala câte masluri am făcut eu în 18 ani, sunt câteva. Citind-o de atâtea ori, astăzi însă, mi-a căzut privirea și gândul și urechea pe sensul și înțelesul profund. Și anume, în câteva cuvinte am să vă spun ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile a venit la Mântuitorul un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-l: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Și Iisus l-a întrebat zicând: ce este scris în lege? Cum citești? De parcă n-ar fi știut. Acela a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Fraților, eu când am ajuns la această completare, mi-am dat seama că am mai tatonat eu subiectul, dar nu pe tema aceasta. Vă să zic că să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. E adevărat că v-am mai spus și altă dată că, de fapt, noi înșine suntem etalonul dragostei pentru celălalt. Unul iubește mai mult, altul mai puțin, dar cu etalonul său. M-am adus aminte de ce zicea frumos Părintele Arsenie când spunea despre Sfinții Apostoli, cum că toți sunt egali și Mântuitorul i-a iubit pe toți și totuși unul dintre ei s-a numit ucenicul cel iubit. Și a zis: Tată, Ioan cerea el mai multă iubire. Avea vasul mai mare. Și când veneau toți să ceară de la Dumnezeu iubire, fiecăruia îi punea în ce vas venea. Fiecare dintre ei. Unii veneau cu un pahar, Ioan venea cu toată lumea. Și a trebuit să-i dea mai multă. Nu însemna asta că îl iubea mai mult, ci că Ioan vroia mai mult. Și i s-a dat cât a vrut. Fiecare dintre noi ni se dă cât vrem. De aceea, unitatea noastră de măsură este propria persoană. Și de aici
Știți cu toții, nu a fost mulțumit de acest răspuns și cărturarul de lege a spus: dar cine este aproapele meu? Și Mântuitorul, ca să-i poată exemplifica, să poată înțelege mai bine, a spus: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus la sândul Abiaviu. Și din întâmplare, un preot a trecut pe calea aceea și văzându-l, a trecut pe alături. Tot așa și un levit, venind în acel loc, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rânile, turnând pe ele un de lemn și vin și, așezându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar la plecare i-a dat gazdei 2 dinari și a zis: orice vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Și Mântuitorul întreabă care dintre acești trei ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor. Și el, răspunsând, a zis: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis: mergi, de fă și tu asemenea. Iubiți credincioși, dacă iubim pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe noi înșine, înseamnă că cel căzut în mâinile tâlharilor eram noi înșine, fiecare dintre noi. Noi am plecat de la Ierusalim în Ierihon și să vă spun și de ce. Tot ceea ce înseamnă familie, în care învățăm 7 ani, nu că îi numărăm. Așa se numește educația din familie. Că la un moment dat, când i-am spus cuiva că nu are 7 ani de acasă, a zis: da, într-adevăr, m-a dat mama de 6 ani la școală. Dar, ca să zic pe românește, nu se pune. 7 ani de acasă înseamnă cum ar însemna o universitate. Unii o fac în 6 ani, alții în 8, alții în 10, alții nu mai termină niciodată, dar se numește universitate. Așa e și cu statul acasă. Poate că copilul sărac nici nu mai stă acasă. Știi, acum se duce de la, pe la 3 ani, pe la cămine, după aia la grădiniță, la școli pregătitoare și așa mai departe, dar cei 7 ani din biografia noastră tot așa se numesc. 7 ani de acasă. E bine, aici este Ierihonul, aici este Ierusalimul, Ierusalimul cel de sus în care ne încărcăm. Urmează școala, urmează tot felul de pregătiri și când suntem cu bagajele făcute în Ierihon, adică ne-am încărcat de bagaje, plecăm spre ale noastre. O luăm la vale, dar în sensul bun al cuvântului. Luând-o la vale spre ale noastre, aici este, fraților, toată cheia. Nimeni nu este scăpat de tâlhari. Tot ceea ce am agonisit în cei 7 ani de acasă, în cei 8 ani de gimnaziu, în liceu, în facultate și așa mai departe, sunt la îndemâna tâlharilor care de departe ne zăresc și cum ne văd singuri, vin și ne pradă. De aici trebuie să învățăm câteva lucruri. În primul rând, nu e bine de călătorit de unul singur. Nu mi se spune că cel căzut de tâlhari mai era cu cineva. Probabil că dacă ar fi fost cu cineva, tâlharii ar mai fi așteptat pe altcineva. Nu l-ar fi prăduit tamam pe el. Înseamnă că tot ceea ce noi agonisim nu este sub nicio formă ascuns. Se vede de departe. Probabil că omul acesta avea bagajele la vedere. Și noi credem că nu avem bagajele la vedere, dar totuși sunt dintre tâlhari, dintre cei care ne pândesc, care știu și care își reglează distanța și armamentul funcție de bagajul pe care îl avem. Probabil că dacă avea mai multe bagaje veneau 3-4, dar pentru câteva bagaje au venit numai 2. Ați căzut între tâlhari. Ăștia 2 tâlhari l-au prins și l-au prădat. Ce mai înseamnă? Că nu putem să spunem că suntem asigurați la bagajele noastre. Oricum, vom atrage atenția tâlharilor. Nu v-am spus cine sunt tâlharii? Invidia fraților. Invidia celor de lângă noi. Imediat pe aia o atragi. Când ești spilcuit, vorba aia, știi, să mai îndruși câteva cuvinte și în vreo limbă străină, imediat invidia-i pe tine. Tâlharii te-au dezbrăcat. Te-a dezbrăcat tâlharii de tot ceea ce vai mai bun. Imaginea. Zice că l-au lăsat abia viu. După ce l-au dezbrăcat, deci l-au dezbrăcat, i-au luat toate ale lor, l-au rănit,
înseamnă că nu trebuie să ne lăsăm răniți. Dacă ni se iau lucrurile noastre de valoare, tot ceea ce am învățat, tot ceea ce aveam cu noi, v-am mai învățat și altădată, valoarea noastră nu este ceea ce poate să ne fure hoțul sau să ne tâlhărească cineva. Valoarea noastră este ceea ce rămâne după ce a plecat hoțul, după cum cultura înseamnă tot ceea ce știm după ce am uitat ce am învățat. Aceea e cultura adevărată. Nu e cultură când te duci la școală și te întreabă capitalele nu știu cărei țări, vai de capul ei, pe unde o fi. Asta nu e cultură. Dacă după 20 de ani, după ce ai uitat, mai ții minte lucrul ăla, aia e cultură. Trebuie să știm ce bagaje avem noi de la Ierusalim la Ierihon, adică în viața noastră. Avem lucruri adevărate pe care nu le poate tâlhări nimeni. Dar ne tâlhărește imaginea, cum am spus. Și omul acela, adică noi, a rămas inert. Ei, de aici trebuie să învățăm altceva. Că trebuie să avem relații de prietenie cu mulți. Adică nu trebuie să fim de unii singuri. Dacă am plecat de unii singuri, măcar prietenii pe care i-am cultivat, în care am investit, să ne rugăm la Dumnezeu să treacă și ei pe cale pe acolo, să ne vadă, să tragă un semnal de alarmă. Probabil că atunci când vor fi ajuns în cetate preotul și levitul, în drum spre sinagogă, or fi anunțat vreun paraclisier, băi, vezi bă că era unul tâlhărit, du-te și vezi ce are. Că așa se întâmplă și eu am pățit de foarte multe ori despre oameni care, știți, vrem să facem și noi o faptă bună. Care? Mi-a spus cineva așa cu o nonșalanță, zice, avem în scara blocului un boschetar. E de vreo 3 săptămâni. Da. Zice, am vrea să-l ajutăm. Oh, imediat am perceput ca pe ceva adevărat. Zic, da, și cum? Zice, faceți dumneavoastră un anunț, poate cineva să-l ajute. A, zic, mulțumesc. Fiecare scară de bloc are ce aveți voi, iar dacă ar fi să anunț, ar fi o demagogie. Dom'le, dacă poți să faci ceva, dar știți, vrem să ajutăm pe cineva. Păi ajută-l, tată. Știi, exact ca cel care să rătăcise pentru un oraș și se duce lângă cineva și zice, nu vă supărați, caut strada cu tare. Zice, nu mă supăr, căutați-o. Păi, bă, fraților, dacă te-ai apucat să faci ceva, ajută-l, bă, pe ăla, care e într-adevăr într-o mare, mare încurcătură. Și de asta spuneam, sunt sigur că preotul și levitul de s-au dus acolo să nu strice ei pe ale lor, s-au dus și vor fi dat alarma într-un fel, dar n-am mai avut pe cine să găsească pentru că a venit samarineanul. E, acel samarinean, iarăși suntem noi. Păi, unul este materialul și altul este metru etalon cu care să măsurăm. Adică, metru etalon este dat ca o ștafetă, când într-o parte, când într-alta. Dacă zice să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, n-ai decât o șansă să înțelegi asta, trebuie să știi că trebuie să te identifici când cu unul, când cu altul. Ca să știi cine este aproapele, trebuie să te uiți tu la tine, să vezi ce neputințe ai tu, pentru că altfel nu le poți înțelege pe celelalte neputințe ale celorlalți, să te uiți la tine și iată că acum a venit vremea să te uiți în partea cealaltă. Să vezi că samarineanul ești tot tu. Adică tu, dacă vrei să scapi cu bine dintre tâlhari, trebuie să ajuți pe altcineva la rândul tău, pentru că pe tine însuți te ajuți. Cu alte cuvinte, nu te poți ajuta pe tine dacă nu ajuți pe altul și nici nu te poate ajuta pe tine altul dacă tu nu te poți ajuta pe tine. Ei, să știți că din acest cerc trebuie să ieșim în felul următor. Înainte de a pleca din Ierusalim la vale spre Ierihon, să ne umplem traista educației noastre și cu lucruri practice, nu numai cu lucruri teoretice pe care le pot prădui tâlharii pe drum. Înainte de a pleca la drum, sau nu avem voie să plecăm la drum până când nu am făcut o faptă de samarinean către altcineva. Ca să știm sigur că samarineanul acela care am fost noi pentru altul e trimis înainte să ne aștepte pe noi pe calea pe care oricum, să nu ne amăgim, nu scăpăm de tâlhari. Și spuneam odată, parafrazându-l pe fratele nostru Adrian Păunescu,
aș vrea să fi fost lutul de pe copitele asinului în care a fost dus de către samarinean spre casa de oaspeți, cel căzut între tâlhari. Bine, el spunea că ar fi vrut să fie lutul de pe opincile țăranilor când au ajuns la Alba Iulia în 1918, la Marea Unire. Eu vă spun că aș fi vrut să fiu și acum lutul de pe copitele asinului ca să simt puterea cu care samarineanul a venit și și-a jertfit în primul rând din timpul său. Să știți că în vremea în care trăim și o vreme numită pe drept cuvânt secolul vitezei, cea mai mare problemă noastră este timpul. Dar este fals, pentru că nu știi când timpul ți-o ia înainte sau rămâne în urmă. Rămâne pentru tine în urmă și pentru alții o ia înainte sau invers. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să știm că faptele noastre merg înaintea noastră și apoi se întorc și merg și în urma noastră. Dacă vom pleca din Ierusalim înainte de a face lucruri practice, adică dacă vom pleca din casa părinților noștri, înainte de a ști ce înseamnă să rabzi de foame sau să te trezești dimineața de mult, nu ești pregătit să o iei la vale spre Ierihonul bagajelor tale. Spunea foarte frumos cineva despre educația unui copil și necerându-și iertare, nejustificându-se, era vorba de un părinte care se purtase exemplar cu copilul său, a spus: tată, dacă nu m-ai urât de moarte măcar o dată în viață, înseamnă că nu te-am educat destul. Sunt și momente în care copiii nu pot înțelege decât atunci când vor fi părinți despre anumite lucruri, dar nu multe. Trebuie să fie o lecție în viață și atât. Așa ne învață Evanghelia zilei de astăzi. Să plecăm din Ierusalim numai atunci când știm că suntem pregătiți de drum. Nu putem să fim pregătiți ca să nu ne întâlnim cu tâlharul, ci să fi vindecat noi pe cineva din mâinile tâlharilor și atunci cu siguranță Dumnezeu va rândui ca altcineva să fie trimis la locul potrivit când noi primim tâlhărirea din partea cealaltă. Iubiți credincioși, lumea este așa cum este. Adică este foarte bună. Dacă o vedem bună, este foarte rea dacă o vedem rea. Noi însă ne pregătim să vedem o lume bună. Să vedem că suntem pregătiți, să nu ne speriem dacă ni se spune pe la școală sau ni se spune și în stânga și în dreapta că nu o să mai aveți nu știu ce loc de muncă, că ce o să faceți voi cu atâta școală, că ce o să faceți... Nu, nu, stați liniștiți. Este loc pentru toți sub soare. Decât că noi ne amăgim crezând că dacă dăm din coate în stânga sau în dreapta vom realiza ceva. Acum, să știți că și pentru copiii noștri la un moment dat avem strângere de inimă. Aoleu, dar ce o face? Nu! Exact cum zicea înțelepciunea populară prin gura lui Ion Creangă, dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă, dacă-i popă să cetească. La fiecare moment al vieții noastre trebuie să facem după fișa postului. Tată, ești la școală, învață. Păi da, dar uite alucutare, băi, tu învață-mă. Păi știi că... Bă, învață, atât. Păi după aia ce o să fac? O să vedem noi. Păi ce, tată, după aia? Tată, uite că am învățat. Păi înseamnă că n-ai fost serios în tot ceea ce faci. Pentru că eu știu sigur că dacă îți vezi de drum, Dumnezeu așa ne-a învățat, că e loc pentru toată lumea. Ne pregătește câte un loc pentru fiecare. Și o să spuneți, aia, părinte, știți că sunteți puțin mai... Nu sunt așa. Mă întreabă întotdeauna studenții, părinte, ce o să facem? Bă, zic, voi învățați. Păi și ce o să facem cu ce învățăm? O să vedeți voi. Zic, nu e bine să vezi întotdeauna să vorbești despre tine. Dar să știți că deznădejdea aceasta vis-a-vis de finalitatea unui program început nu e cu generația voastră început. Chiar și noi ne gândeam ce o să facem după ce terminăm școala.
Cel puțin pentru noi era o situație foarte delicată, erau orașele închise, nu știu dacă mai știți ce înseamnă exprimarea asta, n-ai unde să te duci. Și totuși Dumnezeu a fost bun și cu mine și cu alții și am ajuns acolo unde cred că trebuia să ajungem. De aceea sunt întru totul de acord să nu-mi schimb această părere. Tu să înveți, că știe Dumnezeu ce faci. La un moment dat, cineva zice, păi, dar nu mai învăț la cutare, că am notă. Vă, dar tu înveți pentru notă? Păi de cine v-a învățat să tot vânați notele astea? Vedeți, trebuie să îi obișnuim pe cei de lângă noi să nu aștepte, așa cum vă spuneam mai de ună zi, cineva foarte mânios s-a dus la un prieten și când l-a văzut așa mânios, i-a zis, bă, dar ce-i, bă, m-a supărat cu tare, mă. Deci, auzi, dacă ești mânios așa, nu-ți dai seama că îți faci rău, îți crește tensiunea una alta. Zice, dar ce aș putea să fac? Auzi, dar n-ai răbdare să-l lași pe Dumnezeu să se ocupe de el? Să uite, și zice, marți, îl las pe Dumnezeu până sâmbătă. Bă, fraților, nu se pune așa problema, adică trebuie să fim puțin realiști. A lăsa pe Dumnezeu, trebuie să știm că noi ne facem treaba în partea asta și Dumnezeu și-o face în partea cealaltă. Întotdeauna, viața noastră este o balanță în fața vârstei noastre și a timpului. Și pe un taler este fapta noastră și pe celălalt taler este mila lui Dumnezeu. Dacă vrea ne mai lasă timp, dacă nu, nu ne mai lasă timp. Dar ce facem noi? Ne uităm acum, aoleu, mai e timp, nu mai e timp, balanța e sus sau jos? Nu. Dacă ne facem datoria pe balanța noastră, cu siguranță că Dumnezeu o echilibrează în partea cealaltă. Dacă însă nu avem timp, dacă ne tot gândim, aoleu, dar nu cumva mi-o ia ălalt înainte dacă eu stau să învăț, dar dacă mai rămân încă un an, ce se întâmplă cu postul ăsta care stă să se clatine? Nu, fraților, dacă ne facem datoria noastră, cu siguranță că Dumnezeu și-o face pe-a Lui, pentru că e mult mai serios ca noi. Iubiți credincioși, aș vrea ca în toamna aceasta generoasă să plecăm în drum spre casă, nu uitându-ne așa după fiecare colț să vedem, că știți că e impactul ăla imediat, să vedem dacă e unul rănit, hai să facem o faptă. Nu, Dumnezeu nu vrea să fim eroi. Nu ne vrea neapărat eroi. Sunt câțiva din neam în neam eroi. Dar noi de la o zi la alta să ne schimbăm atitudinea. Dacă vrem ca cineva să aibă milă de noi, trebuie să avem și noi milă de altul. Dacă vrem ca cineva să ne ajute pe noi, cu siguranță că trebuie să ne gândim să ajutăm și noi pe altul înainte, pentru că frumos ziceau Sfinții Părinți, cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută. E bine, nu este un mercantilism în această gândire, ci este un realism. Dacă noi ne facem temele și știm să ne facem pe cele ale perioadei în care ne aflăm, chiar în copilărie sau în adolescență sau la locul de muncă, să spunem așa, și chiar la pensie, dacă ne facem noi grijă cu nepoții, cu siguranță că Dumnezeu mai încolo ne va trimite pe cineva care să aibă grijă de noi. Dar dacă noi tot așteptăm să spunem, păi da, dar știi, eu sunt la școală, eu nu pot să fac decât să, când e nevoie și de altceva, trebuie să faci și altceva. După cum, dacă ești într-un birou și ce, da, dar eu mi-am terminat pe ale mele, acum faceți-le voi pe ale voastre. Nu e chiar așa. Iubiți credincioși, dacă vrem ca viața să fie frumoasă, trebuie să o facem noi frumoasă. Nu ne face nimeni cadou frumoasă dacă nu știm măcar să o vedem. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca samarineanul de astăzi să ne învețe că, de fapt, el căzuse întâi între tâlhari și, după ce pleca de la acest gest al său, avea să cadă din nou între tâlhari și alt samarinean să vină pe cale, să-i se facă milă văzându-l și să-l vindece. Așa să ajute Dumnezeu și pentru noi.